Acum, te rog. Da. Speța aceasta, cum îi spui, da, tu, speța, mi se, da, pare ceva de comedie. Că FC Argeș reacționează tocmai acum. E ca în bancul cu șapca. Iarna e șapcă cu iepurașul, da, care lua palme în continuu. Da. Așa e și aici. FC Argeș a tot căutat și a găsit că Dinamo nu are șapcă. După ce Argeș a luat 6. Eu cred că le-a spus un jurist să speculeze treaba asta. Da, s-au trezit târziu, păi, să discute cu un jurist. Acum le-a spus ăsta, na. Poți să știi. Acum pe oameni nu poți să îi vinovățești că recur la... Ei încearcă orice, păi, da, bineînțeles. Dacă s-au legat de chestia asta... Te faci de râs. De ce să încerci? Disperat, te faci de râs. Parcă ar fi prima oară când, da, se face, da, ceva, da, de râs. S-a făcut și pe CSB de râs când a mers cu Viitorul la TAS. Da. Cu regulament, da, atunci. Știu, când a luat Viitorul. Să fie campioană FCSB, că Ali Bec a vorbit cu un avocat care i-a spus lui Becali că, da, ar fi luat în considerare, nu știu care rezultat. Da. Oricine ar fi. Ai pierdut pe terenul 1-6. Nu mai, iată, poți să mai îndrăznești. Da, nu mai poți să mai îndrăznești. Ce să mai... Ce să mai contești? Da. Că o comisie din federație i-a acordat lui Dinamo licența. E posibil ca o persoană din conducerea lui FC Argeș să știe mai bine regulamentul decât îl știe comisia federației? FC Argeș fiind un club într-o debandadă cum n-a mai existat decât mă uitul la fotbal în Liga 1. Pe bune, eu nu mă țin minte. Dar n-ați apucat să vorbiți, da, și, cu, și cum joacă, nu? E ceva... Se bat jucătorii între ei. Noi sunăm la comisia, răspunde. Nu-i recunoști. Pleacă cine vrea din România, dintre jucători. Ei plătesc vreo 40 de inși, cu salarii imense, fără să-i poată folosi. Nu e întâmplător unde s-a ajuns. Da. Da. Și cum poți crede că un asemenea club știe regulamentul atât de bine, încât să fi sesizat că nu, Dinamo a făcut ceva, un artificiu, a beneficiat de un subterfugiu? Da. Eu nu cred. Niciun lucru de ăsta și până la urmă, eu am fost întotdeauna așa, crezul meu a fost, dom'le, ca cine e mai bun să se stabilească pe teren? Mulțumesc! Sănătate. Scuze, cine e mai bun să câștige pe teren? S-au așezat față în față, da? 6-1, gata, frate, treceți, da, din gură. Iar Dinamo are, aveți, licență. Puteți să-i bateți, că sunteți, până la urmă e diferență dacă e să ne gândim unul este unii și unii stații. Dacă mai apare vreun element nou, aici suntem, atât eu cât și colegii mei care realizează emisiunea, atât astăzi cât și mâine, dar și cei de la știri, nu vă faceți probleme că ne scapă ceva. Aseară, CFR și-a asigurat biletele pentru Conference League după victoria la limită cu FCU Craiova, dar asta nu mai e o știre, e doar o introducere într-un subiect pe marginea căruia continuă să curgă ecouri, în special legate de Ișvan Kovac. Întâmplător sau nu, aici sunt ironic, este rezerva arbitrului ce va oficia peste puțin timp la finala UEFA Champions League. Cu alte cuvinte, între primii 5, să nu spun 2, da? 5 arbitri din lume în momentul ăsta. Aici preluați voi și comentați în ce cheie doriți. Păi speța. Nu, eu am spus cu înainte de meci că delegarea este o greșeală. De ce? Păi, uitați de ce este o greșeală. În primul rând, trebuie să existe un regulament ca un arbitru, toți arbitrii pot să arbitreze echipele din orașul lor. Pentru că eu nu l-am văzut pe Colțescu arbitru pe Craiova sau pe una dintre Craiove în campionatul ăsta. Dar pe Tudor ați văzut arbitru în FCSB-ul? Când era Tudor. Da, când era Tudor. Păi, repet, vorbim de competiția asta de când este conducerea asta la comisie, la Federația Română de Fotbal. Pentru că și eu am propus, când eram la Comisia Centrală, că un arbitru din orașul respectiv poate să arbitreze echipa respectivă. Că poate. Da, dar am supus-o aprobării Comitetului Executiv și mi-a aprobat Comitetul Executiv că nu pot să fac reguli de astea unilaterale. Da. Adică, asta era un factor. Două secunde, că e și Viorel Tudose împreună cu noi de la FC Argeș, unul dintre finanțatori. Okay. Domnul Tudose, bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Spuneți-mi, pe ce vă bazați în privința acestei reclamații către FRF? Pentru că am vorbit cu domnul Zăvăleanu, dânsii n-au nicio emoție și nu vreau să facem așa o peltea din toată această poveste, mai ales că... Haideți să lămurim lucrurile foarte clar, sunt foarte simple. Vă rog. Avem o lege 85 a insolvenței care este total diferită de celelalte acte normative în România. Avem un plan de reorganizare aprobat pentru o entitate în noiembrie 2021, pe baza căruia s-a luat o licență cu care respectivul club în speță Dinamo București merge să joace în Liga Națională. Ok? Totul în regulă până aici, fără niciun fel de emoții pentru respectivul club.
asumat plata unor datorii în cuantum total față de, creditor de 8 milioane de euro. După obținerea licenței, se vine cu un nou plan de reorganizare în care se face un haircut, adică se taie în proporție de 75% din cuantumul datoriilor către creditori. Asta adică știm, domnul Dodose. Ce e nou? Asta știm ce ne-a spus dumneavoastră. Ce e nou? Ascultați-mă până la capăt ca să înțelegeți ce vreau să vă spun. Okay. În momentul acesta, judecătorul sindic, se va pronunța în data de 9 sau 19 iunie. Da. Nu avea dreptul licența respectivă să rămână în picioare, pentru că trebuia atunci să fie notificată comisia de licențiere, în care să-i se spună că planul respectiv care a fost votat în baza căruia s-a dat licența de participare în prima ligă, nu mai este valabil, s-a cerut un alt plan de reorganizare, cu un haircut de 75%. În speță, trebuia notificat judecătorul sindic și comisia de licențiere, lucru care nu s-a făcut. Da, planul vechi, cum de nu mai este valabil din moment ce planul modificat nu a fost aprobat? Dinamo funcționează acum în insolvență pe baza planului vechi pe care l-a aprobat un judecător. Corect, sunt de acord cu dumneavoastră, dar între timp se cere retragerea, dacă se cere modificarea planului în baza căruia s-a dat o licență. Și comisia cum ar trebui să reacționeze? Comisia cum ar trebui să reacționeze? Păi comisia trebuia notificată, întrebați pe ei dacă au fost notificați. Noi am ridicat o problemă. Dumneavoastră ați obținut un drept în fața unui plan de reorganizare. Da. După ce v-ați obținut dreptul respectiv, spuneți că respectivul plan nu mai este în vigoare. Și vom avea probabil un alt plan. Păi ok, conform legii insolvenței, dacă vrei cu un alt plan de reorganizare, vină cu o garanție de 1 milioane de euro în fața comisiei de licențiere și cerem un alt plan. Rămâne garanția acolo și peste 7 luni, un an de zile, votează un nou plan, Dinamo rămâne și cu licența și cu noul plan și se înapoiază garanția. Așa mi se pare normal și așa este interpretată această lege 85 a insolvenței. Domnul Tudose, dar dumneavoastră ca finanțator, sunteți mulțumit de cum arată Argeșul? Sau cum arată? Nu sunt. Domnul Crăciunescu, nu sunt mulțumit. Asta este o altă discuție. Păi, până la urmă, asta este baza, că dumneavoastră de asta faceți eforturi ca să le aduceți oamenilor de acolo cu puțină bucurie cu fotbalul. Dar cum arată, iertați-mă. Au fost niște greșeli făcute, domnul Tudose, vă salut cu stimă, Motroxen. Și din păcate, e păcat pentru un asemenea club să se ajungă cu el, să ajungă în asemenea situație. E dureros pentru, numai pentru cei care au jucat pentru acest club. Și pentru oamenii din oraș care iubesc acest club. De asta e. Da, auziți, asta cu forma echipei, clar că nu are cum să vă mulțumească. Dar spuneți-mi, practic domnul Crăciunescu avansase asta mai devreme. De ce nu ați făcut reclamația asta înainte de meciul tur? Poate nu se mai juca. Erați deja promovați. Sau nu promovați, scuze, menținuți. Noi am făcut această reclamație, vă dați seama, ne-am agățat și noi acum să fim bărbați și să recunoaștem de toate modalitățile pe care le avem pentru a rămâne în prima ligă. Niciodată nu am crezut că echipa se poate prezenta atât de lamentabil la meciul tur. Oricum acolo ceva s-a întâmplat, că mie mi-e greu să cred cu o echipă de Liga a doua, pur și simplu a călcat în picioare o echipă de Liga a doua, nu numai la dăruire, la joc, la tot, la absolut orice. Noi am fost o echipă moartă pe cearce și mi-asum ceea ce spun, eu spun asta de 3-4 luni de zile. Suntem o echipă moartă. Mâine seara au posibilitatea să demonstreze că sunt măcar bărbați și să săpat acolo pe teren. Da, sincer, că vă știu un om realist. Sperați să câștigați la comisii sau la TAS la masa verde sau ați uzat de treaba asta că, na, speranța mai e ultimă. Haideți să vă spun, la comisie vă dau scris, nu o să câștigăm. La TAS, procentajul este destul de ridicat, avem niște un precedent în fotbalul românesc, rețineți. Da, Rapid Chiajna? Da, exact. Avem un precedent și este un precedent
periculos. Eu atunci am vrut să iau Poli Timișoara și uitați-vă la declarația mea când am spus că prefer să rămân în Liga a doua ca să am timp să construiesc. Eram în discuții avansate cu Poli Timișoara. Nu este un precedent care s-a creat această lege a insolvenței. Legea insolvenței 85 este total diferită față de modul legislativ care este organizat pe statul românesc. Domnul Tudose, dar dumneavoastră ați făcut niște eforturi financiare imense. Ați adus o groază de jucători. Ăștia jucători ce ați adus de FC Argeș, domnul? Ce au adus alții, că nu dumneavoastră, domnul, dumneavoastră ați dat bani. Doar pe partea sportivă cu întrebările. Doar pe latura fotbalistică. Domnul Crăciunescu, pentru că are dreptate. Am ridicat problema pe care o puneți dumneavoastră și antrenorului Prepeliță, și antrenorului Croitoru. Am ridicat-o la toți, le-am spus, oameni buni, nu vă bătați cu afară, că ăștia nu sunt fotbaliști. Greșeala este a noastră, a conducerii, le-am dat dreptul să facă aceste transferuri. Sunt jucători care nu au ce căuta în fotbalul românesc. Păi asta cred că acolo e hiba. Ați dat foarte mulți bani pe nimic. Ca aproape pe nimic. Da. Avem aproape 1 milion de euro plătite rezilier. Ce vreți să vă spun mai mult? Păi, vă cred. Sunt curios că ați spus ceva s-a întâmplat la meciul cu Dinamo. Există o informație sau o bârfă conform căreia în timpul partidei cu Dinamo v-ați exprimat în tribună fiind au vândut meciul, ceva de genul ăsta. O persoană din conducere și câțiva jucători au vândut meciul. E real? Aici e o altă discuție. Sunt lucruri pe care le vom discuta în interior. Avem niște informații care știți cum circulă în fotbal tot felul de zvonuri. Eu câte am primit câteva telefoane, câteva fotografii. Nu are dreptate, domnule, că nu are porul de ce să spun. Dar spuneți că aveți ceva, spuneți că aveți informații. Nu. Lăsați-mă să spun până la capăt. Deci am fost sunat eu personal de oameni din business care mă cunosc și mi-au spus o să te facă să vezi. Și am primit niște fotografii. Acum trebuie să verificăm aceste informații. Eu le-am adus colegilor mei din Consiliul Director la cunoștință și le-am spus, o vedeți că așa o să se întâmple. Toată lumea a zis nu. Bine? E ceva foarte grav, ceea ce spuneți este extrem de grav. Instituțiilor statului să cerceteze astfel de lucruri, că trebuie să dispară total din fotbal. Nu. Astea sunt niște răutăți care se pot spune. Nu avem niște... Ce să dăm? Că nu avem. Avem niște vorbe aruncate așa, că s-a văzut ăla cu ăla, că nu știu ce. Adică aveți niște indicii despre un posibil blat. Nu dovezi. N-am folosit niciodată și nu voi folosi cuvântul blat. Da, nu, l-am folosit eu. Da? Atunci ceva suspect. A fost... Tuturor celor care au fost prezenți acolo li s-a părut o diferență, ceva suspect la meciul ăla. Ok, multă lume spune ce spune. Nu avem probe ca să acuzăm. Așa te poți suna oricâți oameni și să spună, vezi că te fac ăia, te fac cum? Îți povești, adică că ăla s-a întâlnit cu ăla, s-a fotografiat cu ăla. Nu avem ceva concret. Da, când spuneți ăla s-a întâlnit cu ăla, e o persoană din conducerea lui FC Argeș pe care o suspectați sau care este ăla? Care este implicată în acest caz? Nu pot să vă dau. Sunt la nivel de zvonuri, de discuții, de... Am înțeles. Am fi de profesioniști total să spunem, poate a fost vorba aruncată să creeze disensiune între noi acolo. Domnul Tudose, părerea mea este că greșeala cea mare a fost la transferurile de jucători la Argeș. Da. Mare, Cei care au recomandat și au adus jucători trebuie strați la răspundere. Cum să-i mai tragem la răspundere? Dacă sunt în club, trebuie să-i trageți. Nu mai sunt în club. Cum să-l mai trag pe antrenorul care l-am dat afară acum 2 luni de zile la răspundere? Spuneți-mi și mie. A adus 11 jucători. Când eu i-am spus și a venit să-l vând pe Ișvan că nu mai face față din punct de vedere tactic pentru a face loc unui alt under la FC Argeș. Păi domnul Tudose, vreau să vă mai întreb ceva. Am văzut și declarațiile lui Jean Vlădoiu. Totuși, când alegeți un antrenor
Păi ce criterii îl alegeți? Pentru că până la urmă a fost alegerea noastră aducerea lui Croitoru în iarnă sau când a venit. Nu este alegerea mea, nu mă băgați aici. Nu știu, am zis alegerea noastră fiindcă sunteți acolo parte din club. Luați declarația mea când m-am opus schimbărului prepelită total. Am întâi și eu am comentat treaba asta și am spus că mi s-a părut ciudată schimbarea. Inoportună, da. Deci eu am spus clar că nu trebuia să o schimbăm pe prepelită, mai ales că prepelită adusese 14 jucători. Și acum iar este foarte greu și pentru Vintele, iertați-mă să repare ceea ce au stricat alții, mai ales că într-o situație foarte delicată, nu e ușor să joci la retrogradare. Și situația din vestiar cu care se aude. Cumplită, da. Da, mulțumim, Viorel Tudose, iată, cu detalii pe marginea acestei reclamații pe care FC Argeș și-a înaintat-o către federație, unde n-are mari speranțe să triumfe, însă la TAS, ca să-l citesc pe domnul Tudose, sunt șanse mult mai mari ca echipa piteșteană să câștige și să spășteze locul în primul eșalon.